Hai, mă duc seara, prieteni. Mai pui muștar? Da. Nu din gură. Nu din muștar. Eu acolo pe din lauă. Prieteni, mai revenim și noi pe YouTube. Că pe TikTok am pus 2-3. Că na, trebuie să prezint niște rețete acolo. Așa trebuie și pe YouTube. Acolo vedeți cum am făcut eu o maioneză, Madalina a făcut în felul ei o maioneză, două maioneze am făcut. Fiecare cu maioneza lui. Mai pune, Madalina, mai pune, să fie mai bună. Maioneza mea unde e? Asta e a lui Madalina și asta cu blenderul este a mea. Pentru vinete, Madalina? Mai rămâne pentru vinete. Lasă că nu porniți mult cu aia. Gata. Mai într-un strat. Până ajunge jumne. Prea mult. Știi că mama îi place cu multă mai mică. Băi, nu mai mănânc. Facem și de vinete, prieteni. Facem de toate. Facem de aia de vinete, o ciușcă. Nu că domnul v-a zis. Domnul v-a zis că vrea vinete cu maioneză. Ai pus un pic de sare. Nu am pus nimic. Pe jos. Ce faci salată? Ia să gustăm. Nu n-a avut când să ia gust. Ești așa peste tot. Tot ce trebuie. Da. Gustă și tu. De ce? De ce, doamnă, cu rimelul? Lasă, nu mă supăra. Tu nu ți-a zis ruj în loc de rimel. Nu supărată pe mine, dar te-a ajutat. A găsit întâmplător un rimel în portbagaj. Să pui pe mine, să mă vadă lumea. Bă, să te vadă... Aia. Doamna cu rimel. Doamna cu rimel. Auzi, aia. Atunci ăla, ce vrei o să zic? O salandra. Ce că e ăla. Vă râdeți. Păi ce să fac? Da, să mamă, că nu oricum a fost un rimel. Nu mi s-a întâmplat așa ceva. Săracă, geții. La tine a fost invers. Rimelul ăla oricum a fost un rimel ieftin. Da. A fost ieftin. Bună, mă dă. Gata, prieteni, e tot ce trebuie. Acrișoară. Tot ce trebuie. Acum ornăm. Ornăm. Oh, Doamne, ornăm. Ce-mi place mie. Mulem metal, mulem ce geam când duc amintea. Am revenit, prieteni, că nici nu mai vine să mai filmez, să termin odată, mă nebunit. Păi zis că o pui pe camera mici. Camera mea de pe față nu prea să mai vede. Nu, o pui pe mici, că e multă. Nu, ăia nu îmi prac ăștia. Bă, care, mam? Nu am mai unguieți. E bine, am fost la doi pași, să vă zic. Hai să vă zic. Și l-am întâlnit pe Alex acolo, a fost cu bunica sau nu știu. Și zice la Madalina, dar unde mă duc eu peste tot? O găsesc pe lumina, unde mă duc eu? Unde mă duc eu lumina peste tot? Peste nu dau peste lumina? Da. Oriunde mă duc dau peste lumina, dacă mie nu vorbește. În colțul lor. Îl prind-o și-l fac. El compune față. Compune melodie. Da. E Eminem. Ăsta. Ăsta. Nu se vadi. Nu se vadi. Ăla. Pune într-un bucat. Care e diferența?
diferența între ăla și ăsta? Nu știu. Îmi place mie. Dar aveam și lui, mai multe. Aveai, odată. Auzi, fetele, mă doare măsaua și sunt tare. Hai să terminăm și gata. Să lasă de pe urmă, mai avem și vinetele. Pune mâna asta mare și noi amicuțe, copilul ăsta. Copilul ăsta? Mhm. Care și copii? Mhm. Hai. Uite-i. Haideți să stăm și noi așa jos. Opa, stăteam jos și scaunul la 3 metri. Uite fata copilului. Uite fata. Da, hai. Prea merge treaba să stau jos, dar se vede și mai bine așa. Da. Toată lumea a filmat astăzi pe zi, s-a văzut frumos și eu filmez noaptea, de se vede în ceață. Așa să vezi. Ce să fac asta? Madalina, și așa nu ai pentru toți copiii, nu ai aici. Nu am compoziție pentru unul. Uite, am luat pentru unul. Uite cât ai luat până ăla. Păi vezi? Că nu e pentru toți copiii. Și dacă faci numai părinția mea, ăsta, părintele mare, ești atâta. Faci numai părintele? Cum să fac numai părintele? Nebunie. Mă, eu mă duc. Dar mă cer cu bubu în casă. Prietene, hai să vă zic ceva. Noi când... sunt pregătiri din astea de evenimente, pregătiri. Noi de la oboseală... trebuie să facem glume ca să nu adormim. Da, de la oboseală ne cam sclemberim un pic la cap. Ne cerem scuze. Cine ce berește, văd? Ce bere? Cine ce berește la cap? Du-te, mamă, și te culcă. Eu. Du-te până pe sală. Nu. Fetele, mă duc până pe sală. S-a dus și acolo a rămas. S-a dus numai cu dus, de toți nu s-a mai... Ce ales, mă? Prieteni, mă cam bate un cânt, dar vi-l spun... Mie, să se mărită. Nu, mă, lasă măritișul, mai lasă-mă. O să fiu mică, scuze, nu. Vă spun peste 2-3 zile cam așa, că nu prea sunt hotărâtă. Și vă spun peste 2-3 zile. Bineînțeles, cu ajutorul dumneavoastră. Că eu fără dumneavoastră nu fac nimic. Uite, fată, copilul. Copilul? Mhm. Hai să ne iau câți copii. Câți copii? Câți copii copii de salata asta. 5. Să fie treaba, treaba. Da, fata, vezi că ăsta avea copii și noi nu știam. Salată, bro. Am făcut-o la ziua lui David, dar nu am mâncat nimic. Mai mâncă cu salată și nu mănâncă nimic. Păi nu vine acum. Visită. Curcanul a fost scos de la congelator. Urmează să fie pus la sacrificiu. A fost sacrificat. Acum mâine să vedem unde, că nu prea e loc în cuptorul ăsta. Aia e treaba. Nu ne prea înțelegem cu doamna flutura, să dăm drumul la cuptorul pe lemne. Mamă, eu am spălat și eu cuptorul. Știu. Nu prea ne înțelegem cu ea, nu vrea să dea drumul la cuptor. Dar cred că mâine cu șapca mă pun lemne în porbaca și mă duc și fac foc în cuptor. Dar pentru un curcan. Pentru un curcan. Păi când vede, cred că bagă și ea. Bagă și ea, vine și mă, când vede cu toți. Ea zice că nu mai bagă, că ea are curcanuțul cu picioare mici. Și al nostru, uite câte picioare are. Dar eu cred că merge moarte. Și are mai mult de două picioare. Câta picioare, am zis, câta de lungi. Uite, eu cred că merge dacă îl punem direct jos.
ce mă plin. Nu merge. Bă, dar nu știu cât e de lung. E lung, în graci ăsta. Ca Alex. Ia zi, prieteni, compară curcanul cu Alex. Compar curcanul cu copilul. Sau copilul cu curcanul. Ala, tu nici nu mai mă sună. Domnul de la Broc. Locatarul. Nu mai spun. Cum a zis fata? Vine mâine. Vine mâine. Da, ala, da, unde mă duc numai peste lumina, dau? Lumina e peste de tot? De ce lumina e peste tot? De ce lumina e peste tot? E de cea lui Madalina. Și fugea. Alex, nu vrei să ne vedem? Nu știu, că am treabă, sunt foarte ocupat. Am foarte, foarte multă mai treabă. Mai vorbea unul care e treabă. Am foarte, foarte da. Multă treabă. Mamă, te duci până pe sală? Nu știu să scap de mine. Du-te până pe sală. Dă-i și pe mutanul ăla din sufragerie. Nu vreau, nu vreau mutanul meu. Fată. Asta nu mai merge. Ce? Lasă că aia o mănâncă. Le-o dai acum. Și-am făcut patru copilași și o mămică. Patru copilași! Sau un tătic. Tătic sau mămica? Mămica, că mămica. 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 Luminiță. Ce-i? Băi. Te mai sacrifici și tu la tot cu blenderul ăla. Nu mai sacrific. Să mai faci și tu încă o porție. Mai fac? Păi da, că asta merge numai la urnat. Și facem pentru, pentru alea. Dar nu știu ce să fac. Așa și este micuți. Mamă, ce soft e. Uite ce soft. Aia mea e bună cu ăla, vezi? E soft, așa, adică, cum să zic eu. A, nu are ulei. E creamy. E cremoasă. E finuță. Poate tu ai mâncat vreodată un soare de porc pe pâine cu boia? Nu. Am văzut-o pe aia, vedeta aia mare cum mănâncă. Nu mănâncă niciodată și nici n-am de vede. Dar oare de ce mănâncă? Oare e bun? Un soare? Mm. Dar tu știi că în Germania se mănâncă un soare pe pâine? Păi aia zic. Un soare cu... Cu sare. Cu ceapă. Cu... Și boia. O cumperi la Borgana. Nu, poate era una pe acolo, pe nu mai zic unde. A celul de acasă, de la mama ei. Și aia este chiar o, este chiar o fată bine cunoscută, persoană publică. Așa. Și a cerut de acasă un soare, direct din porc natural, uh-huh. Să mănânce cu boia și cu sare, pe pâine. Da. Zic, uite-te și tu unde a poftit ea. Da, măi. Haideți, prietene, că mai revenim cu ornatul. Că trebuie să-mi pregătesc. A, n-avem și noi măsline, nu, nimic. Am în castraveți. Bă, nu mai avem. Bă, avem. Nu mai avem. Nu mai avem. Hai că mai revenim. Eu nu știu că am dat drumul. Doamne, doamne, în lătul răzna. Ia vă lăsă și-o aparatul. Și acum o să le urmez. Salata de biof tot timpul a fost bătaie de cap. Și nu încă să așa farfurile. Mă dă. Sincer, nu știu ce să mai fac. Să te trimit, să nu te trimit. Pun numai, pun numai ardei, mă dă. Ce ardei? A, normal. Pun ardei normal. Nu mă ardei, a? Nu mai pune așa cum a pus tata. Nu mai vreau să mănâncă, știi? Pune așa. Nu știu cum am făcut așa fărțurile frumos. Astăzi eu n-am mai filmat la sarmale. A filmat-o un pic. Azi n-am venit toate aia. Nu mi-ai pus-o? Nu, că trebuie să mă lăsă să exportez și Gabi nu m-a lăsat. A filmat.
filmat pe TikTok. Câteva minuțele. Opa. Astea frumoase și eu. Le aranjez frumoase. N-am eu maioneză destul. Le făceam cu... Ornam cu maioneză. Cu ăla de tort. De frișcă. Cu punga. Cum am făcut de revelion, parcă nu știu. Le-a ieșit super. Seară cedeia de pomană și mâine se face plăcintă cu brânză. Și mâine seară, prieteni, vreau să fac o plăcintă și am să și filmez cu brânză dulce și stafide. Plăcintă cu brânză. Așa e bine. Mama zicea să iau foi pentru plăcintă, dar nu. Fac eu un blat așa, frumos, bun. Hai să și urnăm, că m-a luat dimineața cu ea. Mă chinui un pic, prieteni, eu să fac treabă de pe scaun, dar altfel n-am cum. Masa e mică, bucătăria mică. Dacă mă scol în picioare, nu o să se vadă prea bine ce fac aici, pe masă. Ia, Iurea! Și mai ales că telefonul meu nu prea se... Vede bine cu camera de pe față. Astăzi, prieteni, iar făceam cuțitelele alea mari. Și din cauza cuțitelor alea mari, eu am probleme cu YouTube. Pentru că, v-am spus, sunt reguli noi cu YouTube, cu astea și nu ne permite. Și m-am enervat și m-am dus la China Shop și mi-am cumpărat două cuțite mici. N-am și o măsline. Asta e. Facem și cu ce avem. Nu te face curățenie nicolo în sufragerie. Să fie curățenie pentru mâine. Așa. Hai că e drăguțică. Un pic de verdeață să le dăm culoare. La salata de biofie, tot timpul migălea la mult. Și trebuie răbdare.
prea mai am răbdare la ora asta. Deja e 10 și ceva ceasă, sau nu, nu știu ceva. Și iar o să pun vlogul meu târziu. Ce scuze de la dumneavoastră. Oare de ce nu dau și o farfurie mai aproape de mine? Cam atât. Haideți că vă arăt cum am ornat farfuria asta și... Luminiță. Ia. Ei, vezi? Vedeți? Hai, drăguță. Atât. Hai că iasă așa. Atât. Cât de cât. Nu frumă, dar te-ai gândit bine cu păpucii ăștia. Mă simt comod. Prieteni, încheie și eu vlogul meu aici. Eu rămân cu treaba mea. Nu vă mai rețin. Ce să vă spun, prieteni, decât vă mulțumesc pentru tot că mă urmăriți și vă mulțumesc pentru toate comentariile dumneavoastră frumoase. Și ne revedem mâine, prieteni, iar cu pregătiri. Știți dumneavoastră cum v-ați obișnuit cu noi. Știți la orice sărbătoare cum facem noi. Eu vă doresc noapte bună și vă doresc multă sănătate. Vă pup!